Continuăm jurnalul cu informații externe. Turcia nu respectă drepturile omului. Aceasta este concluzia la care a ajuns Curtea Europeană a drepturilor omului după ce autoritățile turcești nu au respectat decizia de a-l elibera pe filantropul Osman Kavala, observând că s-a făcut astfel un pas într-un proces care poate duce la suspendarea țării din Consiliul Europei. Marea Camera a CEDO a decis că Turcia a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului prin faptul că nu l-a eliberat pe Cavala conform hotărârii din decembrie 2020 a Curții. Cavala este închis în continuare în ciuda a trei decizii de eliberare și a unei achitări, iar Turcia trebuie să-i plătească 7500 de euro, a stabilit CEDO. Ministerul de Externe de la Ankara a apreciat că decizia este o dezamăgire și că se așteaptă din partea Comitetului de Ministri acțiuni nepărtinitoare și de bun simț în procedurile viitoare. Anunțul făcut de CEDO este cel mai recent pas în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, infringiment care ar putea duce la suspendarea Turciei din Consiliul Europei, deși este una din țările fondatoare. Următorul pas ar fi o decizie a Consiliului de Ministri privind măsurile împotriva guvernului de la Ankara. Cavala se află în detenție de aproape 5 ani după ce a fost condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de răsturnare a guvernului de la Ankara. Alți șapte inculpați au primit pedepse de câte 18 ani de închisoare pentru complicitate la infracțiunea respectivă. Criticii regimului președintelui Recep Tayyip Erdogan susțin că procesul respectiv a fost politic și a urmărit incriminarea demonstrațiilor cunoscute sub denumirea de protestele din Gezi din 2013, cele mai ample contestații populare împotriva actualului șef al statului turc, prim-ministru la acea vreme.